Salut lume și bine v-am regăsit la FIFA 2013. Da, deci vreau să fac un gameplay. Adică nu e cine știe, nu știu, nu e gameplay, adică da. Având în vedere că va urma meciul de vine cu România Grecia, m-am gândit să să fac un meci. Un meci, da. Să fac un meci cu România-Grecia, să vedem. Poate sunt ca Caracatița aia pe zicătoare. Să dea domnul să se califice România. Da. Să dea domnul să se califice. Chiar merită România să se califice la mondiale. Și da, mult așteptatul meci, România-Grecia. Ăsta vineri 15 noiembrie, nici nu știu pe ce program se dă, dar totuși cred că se dă pe un program de la gen Look TV sau TV Paprika. Totuși o să mă uit pe net. Bine, mă. Așa, deci nu sunt eu cine știe ce jucător de FIFA, dar m-am gândit să fac ceva. Eu zic mișto. Good ball. Goes out into the wide position. Hai. Marica, bine, mă. Hai că e bine, am început bine. Suntem pe ei. Să fim așa și în vineri seară. Dacă ieșea pasa, era perfect. Dar n-a fost să fie. Nu! Bine, bine, Lobont. Sigur, o să fie Tătărușanu în poartă, dar... mi-a fost... Adică am dat direct așa, fără să las echipa care e deja la FIFA. Să nu mai fac alte schimbări. Mă rog, e, trebuie să fie și... Nu sunt... Și... Ce a apărat-o la un... Ho, 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 ho... Da, și eu ziceam la fel. Bine, mă. Hai, hai pe el, hai pe el, intră pe el, intră pe el, intră pe el. Bine, mă, intră din nou pe el. Ia-i mingea. Bine, băi, Kirikeș. Dar tu nu o să joci vineri. Băgat ce-ai piciorul, ce gol mi-am luat. Caragunios, Caragunios, băgat ce-ai piciorul. Dacă lasă, mai avem timp. Greșeala mea a fost. Tocmai ce ziceam că Kirikeș nu o să joacă. Nu o să joace. Pentru că are fractură nazală. S-ar putea să joace marți. Hai că e bine. Da, și știu că ar trebui să joc un gameplay. Adică, de-aia joc așa urât. Că joc cu tastatura. Nu cu gameplay, cu... Ce? Am zis gameplay, mam. Cu joystick, da. Mi s-a stricat joystick-ul. Și... Da, melene să mă duc la magazin să cumpăr altul. Că doar nu. Și chiar nici timp n-am. Liceu, mai vii acasă, ești obosit. Mai filmezi ceva dimineața. Mai fac una, două teme și da. Fă, ce și am vrut să dau cincare aici, am dat. Asta e. Hai, ai minge, hai, bine, bine. Bine, Dodele. Dodele? Te duci și tu acolo frumos pe stadion? Toată lumea, Dodele! Dodele, ce ai făcut, mă? Dodele! Fă. Bine, Marica. Hai, Marica! Ba, mamă, ce bară! Ce bară! La pe engine! La pe engine! M-a scurturat plasa de pe engine! Meci de mici! Intens, încins, cum vreți voi să-i ziceți! Da, și m-am gândit să mai... fac...
meciuri, când sunt meciuri de-astea importante, adică nu știu dacă fac și la România, adică nu în campionatul românesc, pentru că trebuie să găsesc la Liga Banger Big și eu am joc cu Pirata, nu l-am cumpărat. Doar na, ce să mai cumperi jocuri dacă le-ai pe file list. Gol! Stancu! Bine, Stancule, ai făcut și tu ceva bun în sfârșit. În sfârșit ai făcut și tu ceva bun. Uite, uite, frumos. Bine, mă. Ia uite, uite, frumos. Bine, mă, bine. Hai, 1-1. Hai, 1-1, bine. Bine, Cociș. Urcați în atac. Hai, Cocișe. Hai, mă, Cocișe ăsta e bun, dar nu știu de ce nu mai ia la național. Adică nu că l-am văzut la național. Bine, Lazar. Am venit la pase. Ia uite, mă, lasă aici singur. Hai, bine, mă. Hai, Dodele. Băi, Dodele, mă. Mă, Dodele. Da, păcat că nu mai e Mutu. Adică în FIFA nici ca rezerva rezervelor nu e Mutu. Înțelegi voi ce vreau să zic. Mamă, ia-i mingea, mă. Ia-i mingea, ia-i mingea. Ia-i mă mingea așa. Bine, Kirkeș. Zici că e în real, mă. Păcat că nu mai la Steaua. Deci, dacă iar iau un gol prostesc. Bine, băi, Gămani. Ce faul, mă. Hai că e bine așa decât să bată lăbitură de gălă. Mă, Cociș e mort. Hai venit la pas așa. Ce faul, mă. Bă, de ce arbitrii ăștia? Țin cu greci, mă. Grețile. Așa. Marica. Hai, bine, trebuie. Așa trebuie, așa să atacăm, să nu stăm în apărare. Mergem să ieșim la atac, că dacă nu dăm goluri nu ne calificăm. Neapărat că să dăm goluri. Hai, Dodele, hai, Dodele. Bine, voi, Dodele. Hai, Torjică. Hai, pauză. Cu scorul ăsta suntem calificați, adică, mă rog, știu că sunt două mindset-uri, dar tur-retur, dar, ia, posteții am avut 60, 7 șuturi, 3 pe poartă, pase, mai multe ca ei, șoc, tacuri, ce înseamnă asta, nu știu, lasă. Hai, deci, da, a început repriza, secundă, sunt un comentator de la nebun, scrie, Lazar, Rat, Kirkeș, Gaman, Lazar, nu, se pare că a fost Cociș, Cociș a fost, da, Cociș, Marica, Tănase, nu mai spun de el, Tănase, Marica, ia-i minge, ia-i tu. Ia eu tu, nu. Bine, mă. Bine, Tănase. Aoleu,
tănasele tău. Ce tănasele meu, ce tănasele meu. Așa. Bă, trebuia să-i dai acolo lejerului bă ăla. Nu știu, cred că o să bag pe Bouceanu. Kocsis, da, o să-ți mă pe Kocsis, că e mort. Ah, nu, ia-i minge, ia-i minge. E la joale. Ia-i mă mingea. Hai să facem schimbarea aia. Scoatem pe Kocsis. Îl băgăm pe Bouceanu. Și să stai să facem așa. Hai Kocsis, ai făcut ceva. Hai mă, ieși. Hai mă. Uitați-vă la el. E copia lui Bin Laden. Bin Laden americanul rupe tot aici cu Kocsis. Bă, pe mine nu mă interesează România, nu mi l-a găs că iese Coni, e încă Coni. E minge, e minge. Bine, Bouceanu. Amo. Autogol, gol! Bine, Lazare. Uite ce pasă de gol i-a dat, mă. Pasă de asta să tot dai, mă. Așa, mă, să dea domnul să dea... Cu 5 autogoluri. Nu, 2-2. Și în meci oficial. 2-1 pentru România. Este bine. Hai să, să le mai dăm o boabă. Hai, Tănas. Bine, Gat. Hai, Gat. E Marica. Gol! Marica! 3-1, 3-1, 3-1. Ole, ola. Bine, Marica. Bine, mă. Ce pas a lucrat. Ce șut. Nu. Deci România nu poate să piardă calificarea asta. Chiar nu poate. Dacă nu se califică la mondial. Da, și după aia, dacă nu se califică la mondial, toată lumea, păi Pițurcă a avut, are obiectiv Euro 2016 ca obiectiv, ca... Stancu! Ce-a apărat, mă. Ia uite mușul ăla, mă. Uite? Era că cred că nu, la grești. La greci. Mă, dar vreau să văd și pe Pițurcă, mă, că la nu se îmbracă niciodată la costum de lemn. Nu l-am văzut niciodată. Costum de training și... Aha, cine este cine? Hai, gata. Nu, stai, mă așteaptă, mă așteaptă. Mă așteaptă să vină oamenii în apărare, așa, parcă ești prost. Nu le-ai mingea, nu. Bine, mă. Bine, mă. Iară faci schimbare, mă. Hai, du-te, mă. Hai, ieși odată, mă. A, nu-i schimbare, mă.
să ai schimbări. Dacă îi schimba Grealish, așa mă, ești și au scos că putea. Bine, mă. Și... Shoot! Fua. Cine a fost asta? Hai să mai facem o schimbare. Îl scoatem pe... Stai să vedem ce... Hai să-l băgăm și pe Tama și totuși. Îl scoatem pe Pap. Că și-a făcut treaba. Uite, uite. Hai, Pap. Bravo, Pap. Băgăm pe Tama și bețivul ăla, mă. Bețive Tama. Bețiv că el n-ai să vezi mult. Cum să spargi, mă, geamul, să fi beat, mă, la 7 dimineața și să spargi geamul de la bloc. La bloc, mă, bloc ce auzi. La bloc, să, bă... Eu n-aș fi acceptam... Mă, nu! Futuți! Jack a sumat. Hai să jucăm joc de posesie. Și vine ăștia pe mine. Deci acum o să vină pe mine. De dacă pierd victoria. Hai, bravo. Hai că trag de timp acum, nu te vezi. Vrea mea și pula. Vrea mea și pula. Așa-i, bravo. Scuzați-mi limbajul, dar acum este foarte încins meciul. Asta nu mai are... Bine, mă! Uf, așa, mă! Hai, mă, iei mingea! Hai să mă dă un gol. Nu, mă, măcar țin aici. Țin aici. Bine, mă, bine. Deci, să dea domnul, să n-avem așa multe emoții până la final, dar să câștigăm, să câștigăm, să ne calificăm. Să, da, să ne calificăm, să-i omorâm, să-i rupem pe greci. Uitați, hai, bravo, a fost bun, mă. Internațional Arena? Nu e. Și, da, uitați, uitați, da. Să-i rupem pe greci. Ca, da, să ne omorâm, să, da, uitați ce dezamăgit sunt. Să îi facem să vorbim singuri, să existăm și noi pe țara asta, să vadă că România încă n-a murit, că încă mare potență, să ducă România, pițurcă, pițurcă, ne 20 de milioane de români se bazează pe tine, să duci România la mondiale. Uitați, hai să vedem fazele, asta al cuie. Marica, frumos, stan cu gol. Asta, ia să vedem. Autogolul ăsta frumos, ai văzut ce pas frumos i-a dat Lazar. Frumos, frumos, așa, nici dacă vrea n-o dădea. Și golul, golul Marica, Marica, gol. Mai ce zice. Și acum, hai să-i lăsăm și pe greci. Că s-au bălbuit aici și mi-au dat două goluri stupide. Dar decât pe unul l-a arătat. Mare ca omul meciului. Lobon, Lobon, ce poți să-i cec, mă, lui Lobon? Dar uite, deci Bogceanu e la Steaua, dar... Uite, deci... Pe Tănase știu că e la Steaua, dar... De ce nu e și echipa Stelei? La Rest of the World. Ia să vedem. Un gol, un gol. Aici, one goal, nu. Goal assist, Stanko, Ura și Marica. Două pe poartă. Ia să vedem. Pas complet Lazar, dribbling-uri Marica și Lazar,
liturgie din 7 a făcut 1. Mai rar vezi așa ceva. Rața a câștigat multe tekinguri. Kocsis, da, și Kocsis acolo. Ia Kocsis. 7 din 7 a avut Kocsis. 7 din 10 dribblinguri. Save 1 din nu știu cât. Și cam da, asta a fost și cu meciul ăsta. Sper să vedem același scor și să ne calificăm. Și da, nu uitați să vă abonați, să comentați, să-mi dați like, să îmi spuneți dacă mai vreți să fac meciuri de astea mai importante. Da, ne vedem următorul meci. Salut!